Pentru al doilea an consecutiv, președintele american Barack Obama și-a făcut public playlistul de vacanță și în mai puțin de o zi a devenit cea mai ascultată selecție de pe platformele muzicale. Playlistul președintelui Obama a primit recenzii bune din partea a numeroși critici muzicali și a fost foarte apreciat pentru faptul că a evitat melodiile cu tentă politică. Mulți oameni din industria muzicii, dar și jurnaliști, au spus că dacă președintele Americii ar lucra în industria muzicală, ar fi considerat extraordinar de bun. Oficialii de la Casa Albă susțin că selecția de melodii a fost făcută în totalitate de președintele Statelor Unite. Abia așteptam să dau drumul la asta. Playlistul de vară, din nou, ce mai ascultă lumea? A scris Obama. Șeful statului american și-a împărțit playlistul în două categorii, de zi și de noapte. Printre preferințele muzicale ale președintelui, care pot fi ascultate pe contul oficial de Spotify al Casei Albe, se numără clasici precum Aretha Franklin, Miles Davis și Prince, dar și artiști în vogă în prezent, precum Jay-Z și Whale.